Adrian Bozoroaga, polițistul de doar 34 de ani care conducea mașina implicată în accidentul tragic de pe DN5, se pare că nu a murit imediat după impact. A mai trăit câteva secunde, suficient cât să se gândească la cele două fete de acasă de 8, respectiv 11 ani. Potrivit unui martor prezent la locul tragediei, ultimele cuvinte ale lui Adrian ar fi fost: "Eu mor și fetele mele." Polițiștul giurgiuvean urma ca pe 30 septembrie să aniverseze 12 ani de la căsătorie, dar din păcate sfârșitul acestei luni îl va găsi în lumea celor de dincolo.